Adevărul că e greu la țară. Nu știu că vă place la ratul, tatu. Adevărul că miroase bine. Miroase bine. Vezi? Tu umbli de lunge zile după ele să dai mâncare și eu de două zile le-am dat ieri și astăzi un cei de lapte și uite-te cum îți pe mine. Mă simt că sunt bun la suflet. Da. O să știi. E a mea. Gata, ai terminat de mâncat. Da, hai doamne, bine. Cu tăche cu muca, am atacat pisicile? Nu, no, gata, nu mai este. E gata. Ia aici, Ani. Ia, hai. Ia. Du-te că ți-o pus măta de mâncare. Trebuie să am grijă să-mi țin picioarele împreunate pentru că am lucrat la remorcă și m-am tăcrăcăneat pe acolo și am sudat și m-am răsucit. Mi s-o spârticat pantalonii de la atâta lucru. M-a prins și sudura. Îs aproape pe moarte, practic, bărbat fiind. Și-a venit toamna, trebuie să lucrăm între ploi. Ieri, pentru că a fost vreme norată și tot o fost vreme de ploaie, am lucrat mai mult în garaj. Astăzi, care până după masă, zice vreme uscată. Continuă, că te aud. Și apoi după masă, iară ploaie. Dăm viteză să cosim acolo la drum, pentru că vă ziceam eu acum vreo două luni că trebuie să cosesc, era iarba atâta. De atunci s-a uscat. Unele fire de iarbă le-au culcat găinile la pământ, dar mie nu-mi place să le văd așa. Nu vreau să treacă toată iarna peste ele și să văd că tot un ciuf de iarbă, de buruiană, de un metru ieșită din zăpadă. Așa că haidea să vă arăt ce frumos am cosut. Ia uitați ce mere faine am avut anul ăsta. Ia. Cea mai mare satisfacție este să te tătuiți la umăr cum crește și după o vreme să vezi că mănânci mere din el, un pom plantat de mine. Anul ăsta chiar a făcut foarte multe roade și cred că de acum tot la 2 ani o să avem mare, mare bucurie de el. No, vezi numai să nu te mai aplești să te crăcănezi, bine? De acum nu. Pot să fii liniștită că de acum lucru din picioare. M-am uitat mai înainte că am cosut pe lângă pomișorii ăștia. Ăsta ce e? Și tocmai m-am aplecat și m-am crăcănat. Ai observat? Deci ăsta e un cireș și pare că ceva nu-i bine, ceva nu-i place după cum se comportă coaja la el. Dar acolo jos, la tulpină. În schimb, aici sus arată destul de bine. Nu, nu avem ce face cu el. Noi mergem pe principiu de a nu trata și stropi excesiv pomii. Nu știu cum sunt alții care vor să mânce multe roade. Noi vrem să mâncăm roade sănătoase. Și pentru mine asta înseamnă să nu-mi stropesc pomii. Sigur că unii dintre voi o să săriți pe mine în comentarii că nu se mai poate așa, că pomii trebuie stropiți măcar o dată primăvara. Alea povești. Ia. Un măr lovit de gheață. O da gheața la noi anul ăsta. Lovit de muște, lovit de gonje, cu tot felul de... Și care supraviețuiește? Care pomișor, care pom fructifer supraviețuiește? Care fruct supraviețuiește? Le mâncăm și suntem... E că mai cade din atmosferă substanțe și eu știu ce elemente chimice. Aia e altceva. Dar noi nu vrem să le stropim suplimentar cu nimic. Deocamdată, că pe
Vom vedea. Dar în principiu cam ăsta e principiul nostru. Iar un păr fain. Ăsta e păr napoca. De-abia aștept la anul să văd ce pere îmi face. O pară dă o tătă gustat de păr. Mi se pare că perele se dezvoltă mai greu, mai târziu. Da, dar în zona noastră părul și prunul merg bine și cireșul. Părul și cireșul văd că merg bine. Nu știu. Stai ce. Un pic. Na, uită-te tu că le-am făcut amestec la găini. Bun, măcinat, floarea soarelui, mălai, grâu, orz, de tăte. Așa. Și nu-l mănâncă. Mâncă pisica, ia. Și nu-l mănâncă găinile. Oare de ce? De ce? Pentru că le-am cosit iarbă. Nu știu ce da, fel de iarbă. Dar ieri le-am pus și cum nici cum e la iarba asta? La Cluj le zice troscoțel, le zicea tati de la Cluj. Nu știu cum se numește mai exact. Ia că avem și trioaua. Foarte frumos, elegant. Corespunzător. Așa. Nu ne place atâta iarbă. Cosăm un pic pe sunucul ăsta, că m-a rugat Andreea, vrea să-și culeagă nucile. Tare multe nuci, chiar dacă foarte multe am văzut lovite de grindină. Da, și foarte multe s-a așa uscate. Na, multe, multe, multe au căzut. Dar ce-o rămas de pe nuc, vor fi de cules și atunci trebuie făcut curat pe sunuc ca să putem culege mai ușor, că o să înceapă să cadă și frunze și așa, și crengi și tăcii ăsta. Curățăm acum și apoi vom culege domnește. Da, da, da. Ia uite. Lasă, tu. Ia uitați ce cocoș santoș avem. S-o lovi la picior, la o labă. Ia trece. Ca o gheară. Nu știu ce-o pățit. Dacă nu-l băgăm în oală, că vin alții din urmă. Aici, în zona Stai. Asta... Aici, în zona asta, noi am decopertat din sol, pentru că a fost pustiu aici, a fost vai de capul lui. Și în zona asta, eu estimez cam atâta pământ de suprafață, ăla mai fertil l-am luat. Așa că am avut oarecare emoții când am plantat merii ăștia, dar nu poți lăsa așa pământul fără să plantezi ceva. Iarba se face într-un an, doi. Dar am avut emoții cu merii, cu pomii fructiferi și mă bucur să văd că s-au prins și merg bine. Aici mi-am plantat un pomnițar, am primit de la cineva. L-am smuls o cută cu rădăcină în primăvară, dar se pare că nu s-a prins. Așa că în locurile unde mai avem, trebuie să socotim. Mai punem câte ceva. Deși distanța e potrivită aici, poate n-ar fi rău să nu-l înghesăm așa tare. La cireșii ăștia nu pare să le meargă așa bine, deși cred că principalul motiv e faptul că aici noi am decopertat cel puțin 15-20 cm. Și na, o să le aducem și la ăștia gunoi, că sunt anul 2. Deci o să le săpăm și o să le punem gunoi. Ăștia am plantat pe șpalier în speranța că o să-i pot eu să-i dirijez și așa vom și face. Să-i dirijez așa oarecum pe lateral, să fie mai în evantai. Dar în coace câțiva s-au prins, de pe ăla de pe capăt am chiar mâncat niște cireși anul ăsta. În principal, astăzi ne ocupăm cu cositul. Și greblat acolo sunuc, mai avem treabă de cosut pe lângă șanțuri pe afară și ne ținem de treabă. Ce bucuroase-s găinile. Uite ce mare ia. Ce mare fostează. Un metru da, și. Da, le-o fă foarte bine la găini aici în vară, când o fui iarba așa de mare. Pentru că au avut umbră și au avut unde să se bage. Umbră, și acolo la salcâm și acolo la nuc, umbrau destulă. Și s-a mai face că într-un an, doi, merișorii ăștia o să fie ca aia de acolo dacă ne ocupăm și le punem gunoi. Mă uit de fiecare dată când trec pe aici, mă uit aici, cam și aici, a doi meri. Ia-l-ai. Asta e de anul trecut, cred că Golden, unul Jonathan. Aici o să toaletez un pic salcâmul ăsta, că lasă crească, dar să nu încurce mărul. Și o să mai tai puieți ăștia tineri din zona asta. Ia avem și niște alunii, noi de soia mâncat, alunii foarte bune, mari de pe ei.
și o să lăsăm tufele astea să se facă, dar o să filmăm și la final să vedeți ce frumos arată zona asta. Zona asta folclorică. La asta ceva nu-i place, asta cred că o să se usuce că-l văd cam marou la coază. Na. Concluzia noastră cam asta lui în ce privește plantarea pomilor. Ne iese și nu ne iese. Din cauza solului uneori nu se prinde. Uneori atacă caprele, am avut în diverse zone. Alteori atacă alte animale. Și uite așa ajungem să pierdem mulți pom fructiferi. Deci noi plantăm mulți și rămânem cu ce rămânem. Care să prind și încep să fie. Uite, asta e pe al doilea an, cred. Dar de la asta nu mai am emoții. După ce s-o prins, o să-i pun gunoi anul ăsta și dacă nu-l mai lovește, ce să-l lovească găinile în ori, cu capul în el? Cred că vom avea cireșe de pe el în anii viitori. Sau când mi-o știa, n-am avut vreme să-i retez. Ăia de pe lângă drum o să-i lasă să dezvolte un pic. Nu trebuie un pic de umbră, de perdea de sunet și perdea de vizuală pe gospodăria asta. Plus că umbră la găini le prinde foarte bine. Deci avem de cumpărat 1, 2, 3 cireși. Ăla mai lăsăm, că mai are frunze verzi, poate își revine, poate așa e coaja lui, că mai sunt unii pomi, cum e ăla mare de la care am început, de fapt, care așa era coaja cam ciudățică. Deci nu ne grăbim, ce pare că încă trăiește, cum scrie și în Biblie, cum zice, lumânarea care încă mai arde, Dumnezeu n-o stânge. Da? Deci pomișorul care pare încă că vrea să trăiască, nu-l tăiem. Ce e clar mort, se va înlocui. Ăștia nu s-au prins aici, deși le-am făcut să gunoi. Știu că le-am pus gunoi bun. După ce i-au ars gunoi, uite ce maru e la... Da, ceva nu le-a picat bine, dar planul rămâne să avem aici un rând de cireș pe șpalier și... Ar zice unii că, bă, dar ce tății, salcâmul ăla, de ce îl ții acolo livadă? Deci să știți că roadele nu se obțin numai în sistem intensiv cum să țin în livadă. Să știți că pe afară mai ales, pe afară din ce am văzut, e destul de populară ideea asta de food forest, adică pădure din care ai fructe. Da? Plus că, chiar mă gândeam astăzi de dimineață, dat fiind temperaturile și canicula și seceta din ultima perioadă, nu le strică nici pomilor să fie umbriți unii de alții când e căldura cea mai mare. Cărez lumină și aer și apă au destulă încă în zona noastră. Ce faci acolo, Victor? Am bine. Bine! Stai de pază! Și ajutoarele de la școală, deja altfel lucru. Altfel mere lucru. Da, bacă înapoi, că mi-o trebuie pe mai târziu. Te rog. Zică, te rog, pune acolo. Du-te acolo. Că dacă stai și te uiți... Ia ce dulce, s-a așezat. Păi știu, că doar și eu am pus-o la, în fân și s-a așezat acolo. Mai țin eu un pic și apoi o pui înapoi în fân. Că i-a plăcut mult. Da, stai acolo. Lasă-mă. Ce faci, Vulga? Faci ouțe? Faci ouă? N-o fă, ne fii cu minte. Da, ce faci acolo? Ce faci acolo? Fulga! Închide
duci două ture. Victor a dus două grămezi, tu duci două. A doua grămadă a lui e mai mică. Da, dar și tu ești mai mare ca el. Hai dați mă la nuci, mă, lăsați pisicile acum. Vai cum își caută ei tot altceva. Și eu mă grăbesc cam că vine ploaia pe noi. Sofia, tu ai treabă cu pisicile acum, ține? Da, normal că am treabă cu pisicile. Pisicile sunt cele mai drăguțe animale de pe pământ. Nu câini. Da, în special alea alb cu negru cu ochi albaștri. Nu câini. Ce? Nu câini. Nu. Uite-te, mami, la cocoșel. Mami. Nu, stai, stai. Fata, noi ne lucrăm acum sau ne distrăm? Ne distrăm. Ce sinceră e Sofia. Păi stai, dacă-i fain. Ai văzut ce frumos am făcut? Uite-te tu ce frumos am cosit. Unii merg să duc mai bine, alții mai rău. Depinde de soi, că sunt soiuri diferite. Mi-am aerisit și acolo situația. Uite să văd cei trei meri al unii. Sunt foarte mândri de ce am făcut. Da, foarte frumos. N-ai dat și eu o pe aici. Chiar m-am uitat la nașa. Bine, că oricum vine o regulă și mă uit, dată nu... Nu mai tare fac. Puțin s-o oat în ultimul timp și m-am gândit că precis merg undeva și se ouă. Sau vine cineva și le fură ouăle. Da. Baba Iaga. Hai Sofia, Baba Iaga, tu. Cine e Baba Iaga? Cea care vrea să-i mănânce pe Hansel și Gretel. Da? Așa o chema? Da, cred. În carte? Nu. Cred că Baba Iaga e un personaj din mitologia rusească, dacă nu mă înșel eu. Și cred că un fel de Baba Oarba. Sau Baba Clanța. Exact, dă-mi. Măi, ce faceți aici? Ah, sper că mi-ați făcut și niște ouă. Hai să vezi! Ce? Ce? Uite-te! Ce? Câte-s? Câte-s? Dă-mi și mie! Ce caldă, ui! Wow! Ce caldă, ui! Wow! Nu, astea, da, pisici? Fulga, fă bine și mai fă mincă. Bine, și tu. Încălzește și mai tare. Hai sus să meargă să golim ăsta. Uite, uite. Nu lăsa ouul aia acolo. Ouțul meu scump și drag. Cine vine cu mine să golim? Mami, mami, uite. Amândoi veniți. Muliciul meu drăguț. Le luăm și pe pisicuțe. Da. Mami, iei tu ouă. Le. Ouăle. Poftim. Că noi mergem cu tractorul, cu tot cu pisicile. Da, unde mergem cu ele? Ușa. Hai, Fulga. Vai câți pasageri am acum, trebuie să mă duc foarte, foarte încet. Nu se întâmplă oarice. Mai cu seamă să nu-mi cadă nucile din remorcă.
nu face nimeni. Hai și filmează să vadă oamenii ce basculantă mi-am făcut. Ai. No, problema e că... În timp mai greu. Nu prea poți să o dai jos, să-ți trebuie un ciocan, dragul meu. Și tu de aia de acolo un pic. Nu pot, că n-am atâtea mâini. Am una. Cum trebuia să fac? Cred că e bine așa, e? Bine, aia e bine. No, și fii atent. Vezi cum basculează, uite-te. Nu am apucat să mișc camera cât de rapid a fost. Tu ai văzut ce rapid a fost? Practic, tătătăt se rezolvă, într-un minut. Din păcate, asta cum o sta mult, aici e ruginită. Mm. Va trebui când avea o vreme să pun un cornier mare aici pe capetul ăsta și să o întăresc. Mm-hmm. Nu mă fac așa, s-a ridicat. Bun. Suntem gata de plecare. Îmbarcarea! Băi, tu de tine, te-o fugări cățelul, te-o fugări cățelul. Da, micuțe mică, hai, ciuca. Ți ce te-ai urcat acolo, țițuc? Ți-a fost frică de cățel? Lili, hai jos. Hai, pisicuță mică, hai.